Bun um, găsit, stimați telespectatori, da, colegii mi-au făcut o surpriză, m-au băgat, m-au băgat direct fără să, nu mă așteptam uh, așa, să intru așa brus, dar uh, e luni, o nouă săptămână, foarte multe știri importante, uh, foarte multe evenimente sau nu chiar atât de multe când ne-am fi așteptat. Uh, apropo, uh, apropo de chestia asta, uh, -ă, corespondam astăzi prin, prin sistemele media cu un coleg de presă din, dintr-un cotidian central, și, și era chestia, el, el vorbea de pe, pe MES, de pe telefon, și la care spunea un lucru: Mă întreba pe mine, tu citi ziarele, pe cine, mai ridica, pe cine mai ridica astăzi cei de la DNA. Deci a devenit un o obișnuință să urmărești mai întâi comunicatele acestei instituții. Dar să vă spun, cred că astăzi a fost destul de liniștită ziua din acest punct, din acest punct de vedere. Apropo de știri, o să începem... Bineînțeles, nu vom, nu vom trece nici peste știrile sportive, mai ales că sportul gorjan are și motive să fie mândru, apropo de echipa de basket, a treia în Europa la categoria ei sau la competiția la care a participat, vom reveni asupra acestui lucru. Vorbim astăzi, deci începem emisiunea cu știrea momentului, dacă puteți să-i spuneți așa, și anume proiectul de, codul, de cod fiscal sau legea codului fiscal a trecut prin, prin Senat Chiar, chiar, destul, de, destul de concludent și asta înseamnă că s-ar putea același lucru să se întâmple și la Camera Deputaților. Dar între timp, astăzi este o zi mai specială, e o zi care marchează aniversarea unui eșec. De ce zicem acest lucru? Știți acum trei, de fapt eșecul a fost proiectul politic USL pentru că nu mai există. Chiar dacă am avut USL 2, 3 sau câte ori mai fi fost, deci USL-ul a murit încă de la începutul anului trecut. Dar anul, deci, guvernul Ponta a sărbătorit astăzi, sau coaliția de la putere, a sărbătorit astăzi trei ani de la căderea guvernului MREU. De fapt, chiar în pofida criticilor și împotriva a tot ce se spune și pe propagandă media, bineînțeles, guvernul actual are și motive de a se mândri cu anumite rezultate. Indiferent de câți miniștri o să ajungă pe la DNA, câți vor fi arestați sau mai știu eu ce altceva, rămânem cu câteva cifre absolut îmbucurătoare. Una foarte importantă, am avut creștere, important, am avut creștere economică în fiecare din acești ani. Doi, vom avea reducere de TVA la alimente și la apa de robinet, apropo, începând de astăzi. Și în același timp vom avea o reducere semnificativă de TVA de la 1 ianuarie 2016. Dacă v-ați fi uitat astăzi la dezbaterile din Parlament, am auzit și eu câteva înregistrări venind în coace, uh, prezentate pe diverse radiouri. Stai și te crucești și dacă, dacă mai înțelegi limba română sau îți dai seama că parlamentarii noștri sau cel puțin unii dintre ei n-au nici cea mai mică legătură cu realitatea. Deci acuză cât e în lună și în stele și dacă te uiți în gura lor o să ajungi să nu mai faci absolut nimic în România. Dar asta a fost ca o paranteză. Și spuneam, apropo de comemorare sau aniversare, sau cum o iau, depinde de cine, de cine vorbește pe această temă, Premierul Victor Ponta a decis să sărbătorească trei ani de la votul din Parlament în care USL a dărâmat guvernul mereu. Ponta le-a adus aminte liberalilor că în Congresul USL au votat că niciodată nu vor face alianță cu PDL. Vizibil emoționat, Victor Ponta a spus că și-ar fi dorit ca alături de el să fie în continuare fostul copreședinte al USL, Clina Antonescu. În absența acestuia, Ponta a pus filmulețul cu discursul lui Clina Antonescu la momentul moțiunii de cenzură. Și, cităm, pentru că nu pot fi un orator la fel de bun și mi-aș fi dorit să fie alături de mine, vă las să-l vedeți pe prin Antonescu și ceea ce gândea el atunci, spune Ponta. Uh, da, uh, discursul destul de reușit. De fapt, prin Antonescu, un maestru al oratoriei, e și profesor de istorie, e și un om cu foarte multă cultură generală. Din nefericire, din nefericire cu, cu el, uh, a trecut pe o linie moartă și probabil nu va mai reveni în prim planul politicii românești. Dacă n-ar fi câștigat prezidențiale, liberalii se puteau poate întoarce la un moment dat la acest om politic. Premierul Victor Ponta a dezvoluit un episod necunoscut opiniei publice astăzi, imediat după dărâmarea guvernului Ungureanu. Ponta susține că a fost una de Traian Băsescu pentru a-i se propune să vină la Cotroceni. Cităm, acum trei ani, ani, pe la ora asta, ajunsesem acasă. Eram foarte fericit, bineînțeles. M-am schimbat și am vrut să plec să joc basket când, când mi-a sunat telefonul. Mi s-a spus că la telefon este domnul președinte Traian Băsescu care mă cheamă la Cotroceni. Am pus telefonul jos și l-am sunat pe Clin Antonescu. Ponta, Prin m-a chemat Băsescu la Cotroceni. Antonescu, aoleu! Ponta, dacă îmi spune să preluăm guvernarea, ce facem? Antonescu, acționăm, bineînțeles. Nu pentru asta am dat jos guvernul a declarat Victor Ponta. Așa s-a și întâmplat, iată cu binecuvântarea celor doi foști lideri ai USL. Și apropo de gluma anului, cum o să o cotez, iar i -i știi de, pe, de, la știri pe surse.ro, uh, Premierul Victor Ponta se autoironiza și face o glumă la care cu un ochi râde, cu altul plânge. La finalul evenimentului organizat cu ocazia de guvernului mereu, Ponta a prezentat două imagini. Prima, USL a promis premier de la PSD și președinte de la PNL, obiectiv îndeplinit, în imagine apărând Victor Ponta și Claus Iohannis. Și a doua promisiune, USL a promis bosesc și Udra la închisoare, parțial realizat. Da, e interesant. Acum vreau să vă spun, e o ironie, o autoironie foarte puternică din momentul ce Ponta afișează, da, am realizat obiectivul cu președinte liberal și premier PSD, adică chiar el, în sensul că adversarul lui în campania electorală a fost Claus Iohannis și nu mi s-a părut deloc că ar fi vrut Victor Ponta să câștige Claus Iohannis. Iar la cea de-a doua, poate visul se va împlini. Deci, USL a promis Băsescu și Udrea la închisoare. E parțial realizat, dar nu e exclus niciodată. Timpurile sunt înaintate și s-ar putea să fie mult mai rău pentru fostul președinte sau cine știe, pentru că lucrurile sunt într-o continuă schimbare și orice este posibil. Nu cred însă că vom merge, am avut un fost prim-ministru închisoare, nu cred că vom merge până a băga la zdup un fost președinte. Dar suntem, în continuare spun, suntem în România, țara tuturor posibilităților și a multor neputințe. E posibil, e posibil orice. Suntem, spuneam, această aniversare până la urma guvernării Ponta de 3 ani de guvernare eu zic că e un, un moment pozitiv până la urmă sunt și realizări sunt și multe neanalizări mai puțin ironiile acelea cu fotografiile de care vorbeam aș putea spune că sunt și datorită faptului că s-a guvernat într-o perioadă extrem de dificilă aceea când guvernul și coaliția de guvernare au înfruntat pe președintele Traian Băsescu și cei apropiați lui. Și a fost, să știți, a fost o luptă, ce scuze, a fost o luptă foarte, foarte grea. Dar trecem mai departe peste acest subiect. Să știți că pe la alții se mai întâmplă și alte lucruri. E un lider de partid din Liga Nordului, în Italia și a luat în capul câteva ouă, roșii și sticle e posibil să se întâmple și pe la noi la un moment dat dacă politicienii noștri nu vor înțelege să facă politică pentru cetățean. ar fi interesant să aflăm cum se face că în momentul și am mai repetat acest lucru dar s-a mai întâmplat un lucru știți Corina Crețu care este Euro... comisar european a mers la locul unde s-au scufundat acel vas cu refugiați ca să dea un mesaj. Politicienii occidentali, în momentul când se întâmplă un accident, o prăbușire de avion, orice, sunt la fața locului. Ar trebui să înțeleagă acest lucru și politicienii români că sunt la mâna cetățenilor, că sunt în slujba cetățenilor. În momentul când vor înțelege acest lucru, toate lucrurile se vor reglementa cumva pe relația dintre, ce, dintre cetățeni și oamenii, oamenii politici. Suntem, apropo că spuneam că se întâmplă diverse lucruri, n-au mai fost atât de spectaculoase în sensul că nu am văzut astăzi o arestare sau ceva de genul ăsta, poate că vom vedea în următoarele zile, că știți cum este. Avem câte o zi de asta mai liniște și apoi prin forță cu un, cu un nume mare, uh, însă uh, suntem în, uh, apropo de știrile zilei, să știți că Agenția Națională de Integritate a constatat uh, mai multe cazuri de avere nejustificată cu antumul diferențelor fiind de 304.400 de euro. Printre cei care nu au putut să justifice diferențele între averea dobândită și veniturile realizate în perioada exercitării funcțiilor publice de către mai multe persoane prevăzute de legea 176 pe 2010, se numără și un fost consilier local, un medic veterinar, un inspector VAMAL, dar și un director tehnic din primăria lui Marian Vanghelie. De ce este foarte important cel din urmă? Faptul că... Uh, acel uh, era un apropiat al lui, uh, al lui Marian Vanghelie iată că Marian Vanghelie n-a făcut avere doar uh, pentru el ci a făcut și pentru și pentru cei apropiați apropiați lui și acum vă dați seama ce mare deranj este printre oamenii săi faptul că șeful lor este la Mititica. Acum suntem în, în într-o săptămână foarte importantă din mai multe puncte de vedere și anume săptămâna asta se lămuresc unele lucruri printre altele deci, dacă, să zicem, codul fiscal va trece și în partea cealaltă sau guvernul va fi silit să-și asume răspunderea, dacă Joana și ai lui vor reuși până la urmă să strângă oamenii suficienți ca să basculeze guvernul PSD și aș putea să mai spun un lucru, dacă PNL-ul va pune piciorul în prag, pentru că, pe de o parte, PNL-ul are nevoie de toți oamenii disponibili în Parlament să schimbe majoritatea, în același timp, are deja Dian Popescu și alții, Dian Popescu la Gorj, dar și alții în țară, care au condamnări fie și cu suspendare, fie și nedefinitive, se pregătesc să-și facă bagajele din filialele respective. Dar din ce am văzut eu, apropo de PNL, sunt uh, uh, destule probleme pe a, uh, pe această direcție. Uh, și suntem, uh, apropo de lucrurile acestea, de acestea, uh, știți că vă citeam, uh, vă prezentam săptămâna trecută un comentariu al președintelui Ion Iliescu care spunea că a pus la dispoziția ei, în momentul când era președinte, prin 2003, cred, un sediu la cererea acestuia pentru că noi deja eram primiți în NATO chiar dacă am intrat oficial în 2004. Și a ieșit un întreg scandal de la George Maior la diversi politicieni, mai mult sau mai puțin apropiați serviciilor secrete, au început să-l critique pe fostul președinte. Iată că el uh, uh, a revenit zilele acestea cu un comentariu mai complet și ne facem datoria să-l amintim și pe acesta, având în vedere că, de, uh, având în vedere posibila gafă diplomatică a fostului președinte. De ce vă spun că e posibil să-i fost o gafă? Faptul că România, prin toate autoritățile sale, au spus că n-au știut și că în România nu au existat închisori CIA sau, în orice caz, locuri speciale în care să fi fost torturați teroriști. Ori, Iliescu spunea altceva. Într-un interviu acordat, cum vă spuneam, revistei germane Spiegel, fostul președinte Iliescu a recunoscut că a pus la dispoziția CIA un sediu. Revista scrie că multă vreme oficialii români au negat cu vehemență existența centrului, care în raportul despre practice de tortură se este identificat drept, uh, o, drept a, o, asemenea instituție. În România un, a urmat un val de, adra, de, atacuri la adresa lui Ion Iliescu. Fostul președinte revine cu o serie de precizări despre interviu acordat publicației germane, declarându-se neplăcut surprins de modul în care se reflectă și mai ales comentează afirmațiile, cum se comentează afirmațiile pe care le-a făcut. Cităm. Vreau să fiu cât se poate de clar. Nu am confirmat în niciun fel existența unei închisori ilegale a CIA pe teritoriul României. Închisoare în care s-ar fi aplicat tehnici ilegale de interogare, cum ar fi tortura. Am precizat la fel de clar că, dacă aș fi știut ce destinație are facilitatea solicitată de partea americană, aș fi luat cu siguranță o altă de decizie. Știind ceea ce aprobasem acordarea unui sediu pentru reprezentanța CIA în România, justifică faptul că în toți acești ani am negat existența unei închisori CIA pe teritoriul României. Respind cu toată hotărârea interpretarea acestui gest firesc între parteneri și aliați drept o formă de a parte partea americană, pentru, că pentru ca România să fie primită în NATO. Aprobarea a fost dată, din câte știu eu, după ce la Praga, la summitul NATO din noiembrie 2002, s-a luat decizia admiterii țării noastre în Alianța Nord-Atlantic. Admiterea NATO este rezultatul firesc al reformelor politice și militare operate după 1989 și a avut un șir de costuri pe care le-am acceptat pentru că beneficiile aparteninței noastre la NATO întrec cu mult costurile. Iar acum vedem cu adevărat că atunci am făcut o alegere corectă care ne asigură securitatea într-un context internațional complicat și extrem de periculos. Bun, președintele și intră în matcă cumva cu această declarație, dar avem o contradicție. O contradicție chiar pe primul citat pe care vi l-am prezentat. Deci, pe de o parte, spune domne, nu am confirmat existența unei închisori ilegale pe teritoriul României deși spune că a aprobat un sediu pentru CIA ei, dar a doua frază spune așa am precizat că dacă aș fi știut ce destinație are facilitatea, facilitatea solicitată de partea americană, aș fi luat cu siguranță o altă decizie. Păi bun, deci spui omule, n-am știut deci le-am dat un sediu și atât habar n-am altceva dar dacă aș fi știut că acolo au torturat oameni, hopa, deci până la urmă ai știut. Foarte simplu, nu le-aș fi dat sau aș fi luat o altă măsură. Vă spun eu că nu s-ar fi luat o altă măsură pentru că, fiind între aliați și americanii, fiind tot, fac totum, nu se punea problema ca România să refuze. Pe de altă parte, înclin să cred că dacă s-a întâmplat ceva de asemenea natură pe teritoriul României, S-ar putea să nu se fi întâmplat, dar, în fine, dacă s-a întâmplat, acest lucru nu s-a făcut cu acordul autorităților române sau cu știința autorităților române, și aici nu mă refer la conducătorii politici, ci la armată, poliție, parchet, servicii și celelalte. De ce spun acest lucru? Pentru că, uh, oficial, acest sediu nu a existat. Deci dacă nu știai de existența lui, nu puteai să influențezi într-un fel sau altul evenimentele. Mai degrabă, cred că președintele Iliescu a vrut uh, să se mai bage în seamă, nimeni nu l-a mai întrebat nimic de o lungă perioadă de timp și când a venit o întrebare, a dat cu, nu ca în perete, cu grație. Și iată că după ce a aruncat o piatră, îi trebuie ceva timp să o scoată de unde de unde a pus. E, partea cu închisorile este un subiect sensibil și este adevărat, și un alt lucru. E, faptul că e, scandalul între americani și europeni pe această temă nu a fost niciodată redus, ba din contră, este amplificat în fiecare an. S-au făcut comisii de cercetare și nu știm cum se va termina. Dacă aliat e, de nădejde al americanilor și să știți că suntem și pe fronturile din, de unde am dus de la Afganistan și Irak și în celelalte, de suntem de, bază ca, și, ca aliat pentru americani. Acum ne întoarcem pe politica dâmbovițeană să spunem două lucruri. Bine, președintele Iohannis, însoțit de soția sa, sunt în Italia pentru două zile. Când se întoarce, a convocat o nouă rundă de consultări, de data aceasta nu cu partidele, ci cu confederațiile sindicale. O noutate, aș putea spune. Nu ți minte să fie auzit că Ion Iliescu sau Traian Băsescu, că Emil Constantinescu nu a prea avut timp să fi făcut una asemenea caz fără precedent, deși, dacă vă aduceți aminte, Traian Băsescu a încercat un pact pe educație în care erau cu, măcar cu federațiile sindicale din învățământ. Bineînțeles, fără reușită concludentă. A doua problemă, aș putea spune, și una concludentă am putea spune, vreau să vă spun că premierul virtual, cel din umbră sau cel care va fi sau nu va fi sau care a fost anunțat, că nu știi statutul lui niciodată, Cătălin Predoiu a fost tăvălit în ultimile zile foarte rău de presă și aș putea spune că pe bună dreptate. Adică Cătălin Predoiu n-a apărut nici întâmplător în politica românească, a avut-o de una sprijinitori importanți, a fost amestecat și în retrocedări și în tot ce se întâmplă, inclusiv în codurile astea de dau bătăi de cap acum și sunt în, în, justiție și tot așa. Dar iată ce, ce, titrează un alt ziar, PS News, se clatină scaunul lui Cătălin Predoi era ca o întrebare. Procurorii de neani administrează o lovitură dură de imagine. Ia să vedem. Noua lovitură pentru premierul desemnat de PNL, numele lui Cătălin Predoiu, apare într-o anchetă DNA. Procurorii au deschis un dosar penal pe, în baza sesizării guvernului. Dacă stăm să ne gândim, practic, procurorii DNA nu au prea făcut mare lucru în ultimul timp. Practic, au, fă, au început să-și facă temele date de guvern în ultimii trei ani. E bine și așa. DNA închetează un posibil prejudiciu produs statului de poșta română de peste 6 milioane de lei. Totul s-a întâmplat în urma unui litigiu comercial, iar poșta a fost reprezentată de Casa de Avocatură a lui Cătălin Predoiu. Poșta română a fost obligată de Curtea de Arbitraj Comercial Internațională să plătească 4,6 milioane de lei unei societăți după ce a denunțat unilateral un contract încheiat cu firma respectivă. Această firmă care a obținut despăgubiri de la Poșta Română a fost reprezentată la curtea de arbitraj de casa de avocatură a lui Cătălin Predoiu. Deci, atenție, n-a fost al Poștei Române, cum spuneam mai sus, ci uh, firma lui Cătălin Predoiu de avocatură i-a slujit pe îl alții. Adică, de ce-l acuzăm noi pe Predoiu, pe Șova și pe Alina Gorghiu? Că unii au fost într-o parte, unii într-alta, da? Bun. Uh. În plus, unul dintre cei doi arbitri care a luat această decizie este un apropiat al fostului ministru al justiției, Cătălin Predoiu. Iar celălalt este Florin Iordache, care a venit să dea explicații în calitate de martor în fața procurorilor de nea. Vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, s-a prezentat luna la Direcția Națională Anticorupție pentru a fi audiat de procurori. Potrivit unor surse judiciare, Florin Iordache ar fi audiat într-un dosar referitor la Poșta Română. La ieșirea din sediu DNA, Iordache a declarat că a fost audiat în calitate de martor și că a avut de făcut câteva precizări. Cităm. Am fost în calitate de martor. Au fost câteva precizări pe care le-am adus la cunoștință și cu asta basta, a afirmat Iordache. Întrebat dacă au fost făcute presiuni vreodată asupra sa în legătură cu această anchetă, Iordache a spus nu. Florin Iordache a mai fost la DNA la începutul anului și tot așa, tot cu declarații de martor. Deci, unde merge Calimera? Unde merge ancheta. Se pare că spre domnul Predoiu. Da, acum fie vorba, fie vorba între noi, ăia care ne uităm unii la alții, de ce ar fi nevoie ca unii dintre politicienii de top, și acum vorbesc de actualul premier Victor Ponta, de posibilul viitor primi, premier Cătălin Predoiu, să fi fost avocați, să fi avut în trecutul lor gen șova sau ceva și lucruri mai puțin ca avocații, totdeauna mai trec prin diverse momente de un fel sau altul. Ori, în această, în această situație, mi se pare de prost gust, ca să nu zic mai mult, faptul că tu, ca politician care per de moralitate în viața publică să reprezinți pe unul sau pe altul și iată apoi să se întâmple ce s-a întâmplat. O știre sau un, un subiect mai abordăm din politică și ne vom duce, astăzi avem și imagini și știri și din învățământ și din sport, așa că va trebui să trecem și prin ele, dar... <coughs> Vreau să vă spun că uh, președintele Iohannis este pe cale să dea o lovitură de imagine fantastică. Bineînțeles, cu armata de critici, critici de rigoare, eu cred că este o decizie corectă ce face președintele Iohannis, și dacă se va confirma până la urmă, uh, cred că începe să arate a președinte. Jurnalistul Ion Cristoiu, apropo, ca o paranteză, știți, ziarista aceea controversată de a fost la b TV și a fost burată Sorina Matei, îl trimite la pensie pe Cristoiu, care lansează diverse scenarii. Vreau să vă spun că limbajul este suburban, nu poate fi comentată sau dacă ar fi să ne luăm după Mircea Badea care îi zice soneria în loc de, Sorina Matei, poate că știe el ce știe. Dar vreau să vă spun că nu se face în asemenea limbaj, mai ales că totuși Cristoiu este unul din numele mari din presa românească din ultimii 25 de ani. Dar ne întoarcem la un Cristoiu. Jurnalistul Ion Cristoi a precizat duminică seara, în cadrul emisiunii Ultimul Cuvânt, că, din informațiile sale, președintele Claus Iohannis ar urma să facă mai multe numiri interesante de ambasadori în perioada imediat următoare. Potrivit jurnalistului, fostul șef al sărei, George Maior, ar urma să fie numit ambasador al României în Statele Unite. De asemenea, Ion Cristoiu susține că din informațiile pe care le are, scriitorul Andrei Pleșu ar putea să fie numit ambasador al României în Franța, iar Emil Hurezeanu ar putea ajunge la Berlin. Trebuie spus că în urmă cu câteva zile, când a apărut informația care urma să fie numit ambasador al României în Germania, jurnalistul Emil Hurezeanu a precizat următoarele. Cităm. Informația nu e de actualitate. Există, există posibilitatea, probabilitatea, dar informația trebuie confirmată de realitate. Informația trebuie să aibă un conținut. Dacă aș accepta, asta e altă discuție pe care nu o putem purta în absența unui conținut. A precizat Hurezeanu, citat, de de agenția Hot News. Păi, foarte simplu. Ce spune Hurezeanu? Că nu l-a întrebat nimeni, dar dacă l-a e de acord. Și mai știm că Emil Hurezeanu are o relație destul de bună cu președintele Iohannis. Bun, până aici. Ia gândiți-vă un intelectual rasat, foarte apreciat, un scriitor cu imagine bună afară, care ar merge în Franța. Una e să ai ambasador pe Chichirichi și alta să le pe Andrei Pleșu la Paris, un om de cultură, un om bine văzut. Și mai tare, apropo de ce acest lucru, resuscitarea lui George Maior după demisia de la de acum câteva luni din fruntea principalului serviciu secret al României, să îl duci la Washington ca ambasador, în condiție care el a fost lăudat de oficialii americani cu fiecare, oca fiecare ocazie pentru reformele făcute în România. Deci, mi se pare, cu Germania și faptul că a fost la Europa liberă, George Mayer la Washington și Andrei Pleșu la Paris, dacă se confirmă, mi se par niște alegeri foarte oportune și poate că trei făcute și în alte capitale, ar însemna altceva pentru relația României cu aceste state. Și apropo de Statele Unite, dacă avem și ambasadorul american în România după câțiva ani, ar fi foarte bine. Iar pe relația cu Germania. Cred că Emil Hurezeanu ar fi cea mai oportună alegere. Dar om trăi și om vedea ce se va mai întâmpla, că știți cum aceste surse apar, dispar și la un moment dat nu se confirmă din diverse motive. Sau de multe ori de aia sunt aruncate pe piață pentru, pentru a nu se întâmpla știți, în momentul de față se întâmplă um, când vrei să-l să blochezi pe cineva, dai o știre de genul ăsta pe diverse surse media și în momentul ăla rare ori se întâmplă ca acea numire să se și confirme dacă nu e în stadiu când s-au semnat hârtile. Dacă e înainte de asta, cu siguranță se renunță, chiar dacă poate omul este foarte îndreptățit și ar fi o asemenea numire, ar fi oportună. Dar asta este. Vreau să vă spun că astăzi, Vasile Blaga, care între timp de când a aflat că deocamdată nu are dosar la DNA și se pare că procurorii au trecut pe lângă, a devenit foarte vocal în ultimul timp, dă declarații, spune diverse lucruri. Copreședintele PNL, Vasile Blaga, a dezvăluit luni, ziua în care liberalii vor decide tema moțiunii de cenzură cu care liberalii vor să dărâme guvernul Ponta în luna mai. Mărturisesc că textul nu mi-aparține, l-am citit așa cum este. Blaga a anunțat într-o conferință de presă de lungă că liberalii se vor reuni pe 23 mai la Pitești în cadrul Consiliului Național, unde va fi aprobată forma finală a programului de guvernare al acestui partid, dar se va discuta și despre moțiunea de cenzură. Am decis convocarea Consiliului Național al PNL pentru data de 23 mai la Pitești la ora 12. pesteați stați puțin. Dacă Consiliul Național, da, Consiliul Național al PNL-ului se reunește abia pe 23 mai ca să aprobe programul, după aceea, până depui o moțiune, mai trece măcar o săptămână, până se discută, mai trec încă două, ar trebui să cadă guvernul undeva între 15 iunie și 1 iulie. Adică să credem că parlamentarii, toți, da parlamentarii, PNL-ului în special, o să renunțe la concedii ca să stea toată vara ca să pună guverne? Miramaș. Deci, cred că declarația lui Blaga printre rândul spune altceva. Stați liniștiți că până în toamnă nu se întâmplă nimic cu guvernul. Eu așa o văd. Dacă dumneavoastră o interpretați altfel, asta este. Uh, trecem la alte, trecem la alte subiecte. Venind spre Gorj și abordăm mai întâi știri din domeniul uh, învățământului, pentru că suntem uh, uh, avem cel puțin două știri foarte importante am să le prezint pe, am pe amândouă găsiți amănunte în săptămânalul vertical de care apare mâine pe piață o să găsiți amănunte în extensul despre aceste evenimente mai întâi la finalul acestei săptămâni și o să rog pe colegii din regie dacă, dacă sunt pregătiți să-mi ofere și imaginile pe care, pe care, le avem de la acest concurs. Școala gimnazială Antonie Mogoș din Ceauru Bălești a găzduit un concurs de istorie. Avem aici pe domnul inspector Rigore Alexandrescu, pe domnul Dan Cizmașu de la Serviciul Arhivelor Naționale și pe doamna profesoară Victoria Drând. Iată aici câștigătorii, celei de-a doua ediție a concursului concursului județean Gheorghe Magheru. Copiii, aici sunt toți participanți sau o parte dintre participanți. Sunt șapte, șapte, școli au participat. De la Dănești, aici sunt cei de la Dragotești, care au luat locul 2, la profesoară Angelica Necșulea. Spuneam că au participat, iată aici avem o poză cu sala, cu concurenții, șapte echipaje, din 7 uh, localități, inclusiv municipiul Târgu Jiu. da, Aici o parte din comisia de evaluare și o parte dintre premiile care le-au primit câștigătorii au fost inclusiv premii, premii în bani. Aici avem o parte dintre echipaje, aici este echipajul de la Arcani, care a ieșit până la urmă, a obținut uh, un premiu 3. Aici sunt uh, copiii surprinși, în momentul când dau testul. De, din bio, bibliografia Magheru iată copiii se concentrau testul a cuprins 10 întrebări pe lângă susținerea unui, deci prezentarea și susținerea unui referat. Aici este echipajul câștigător de la școala gimnazială Antonie Mogoș Ceauru Bălești da tot aici și cu juriu din care a făcut parte, aveți o parte din juriu domnul Grigore Alexandrescu președinte, domnul Marius Buzerea și domnul Daniel Cizmașu vicepreședinții. Un alt echipaj aici, de la Albeni, care a fost prezent în competiție. Echipajul de la Padeș, l avem aici, care a obținut mențiune. Da, iată aici e tot echipajul câștigător, dar vedem imagine și cu sala în, în totalitate. Uh, acolo unde s-a desfășurat uh, această ediție a doua, sperăm să ca începând din toamnă, începând de anul viitor, să avem și o ediție cu caracter, nați, cu caracter național. Apropo de această, de această competiție, uh, acest concurs are drept scop promovarea ideilor de competiție și performanță în studiu Istoriei. Elevii au primit premii în bani de la Fundația Cultural Științifică Gheorghe Magheru, dar și cărți și reviste oferite de Asociația Școala Gorjana. Bineînțeles, suportul media a fost asigurat de săptămânalul vertical și de postul de televiziune NSAT TV. Câștigătorii concursului județean Gheorghe Magheru au fost următorii cum spuneam și ați văzut în imagini, locul 1 echipajul școlii gimnaziale Antonie Mogoș Ceauru, format din elevele Bălăcescu Andreea, Băzăvan Anca și Holt Ștefania. Referatul pe care l-au prezentat copiii de la Bălăș fiind 135 de ani de la moartea generalului Gheorghe Magheru. Locul 2 a revenit echipajului școlii gimnaziale Ion Vâlceanu din Dragotești, echipaj format din elevele, Sârbulescu Mihaela Georgiana, Stăica Amalia Monalisa și elevul Cârciu Petre Iulian, echipaj pregătit de profesor Angelica Necșulea, referatul fiind Alexandrina Magheru. Locul 3 a fost împărțit, sau premiul 3 a fost împărțit de două echipaje, cel al școlii gimnaziale Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, Revițiu, Emma, Schinteie, Mihai, Croitoru, Elena, pregătit de profesor Liviu Groșanu, și având referatul Gheorghe Magheru, un haiduc în revoluțiilor și echipajul școlii gimnaziale Arcan, cum vă spuneam, format din Popescu, Denisa, Burlica, Leontina, Mercioiu, Violeta, referatul lor fiind Gheorghe Magheru. Cum spuneau, au existat și mențiuni, toți copiii au primit diplome, cărți, reviste și bineînțeles și sume modice de bani care să, să le stimuleze cumva interesul pentru istorie cel de-al doilea eveniment care spuneam veți găsi amănunte despre el în uh, săptămânalul vertical care apare mâine s-a referit la o dublă sărbătoare uh, care s-a întâmplat uh, săptămâna trecută la colegiul tehnic general Gheorghe Magheru Chiar în ziua când noi nu am avut emisie, pentru că e vorba de ziua de joi, ziua de Sfântul Gheorghe, pentru colegii mei, având alte filmări foarte importante, surprize pe care le veți vedea în următoarele zile pe canalul Ensa. surprize muzicale de data aceasta. Cum spuneam, 23 aprilie a marcat anul acesta o dublă sărbătoare pentru Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru din Târgu Jiu împlinirea a 40 de ani de la înființarea sa și, pardon, ziua internațională a cărții. Și ziua cărții a fost marcată de vizita la colegiul Magheru la a membrilor sau unei părți din membrii cenaclului Columna, cunoscutul cenaclu columna. Au fost în vizită la Magheru poetul Spiridon Popescu, prozatorul Marius Iorga, poetul Vasile Ponea, uh, scriitorul Cristian George Brebenel, poeta Elisabeta Gâlcescu și poetul Valentin Chepeneag. Unii dintre ei i-ați avut în ultimile săptămâni, în ultimile luni invitați și în acest uh, studio. Uh, ei au avut uh, o prestație foarte interesantă în fața elevilor, deloc întâmplător, au fost aleși elevi membri ai redacției Cuger Liber, celebra revistă a licenilor de acolo, dar și, uh, foarte important, au avut uh, un schimb de experiență foarte, foarte interesant. Ca să nu mai spunem că am vorbit de șase nume mari din uh, literatura gorjeană, nu mai vorbim dacă când spui Spiridon Popescu, sunt uh, versuri ale sale, Doamne, dacă mi-ești prieten, ca să vorbesc doar de una, care iată se citează și acum cu mare, deja a intrat atât de mult în folclor încât ei nu, mai se cunoaște, nu, că nu se mai cunoaște autorul, nimeni nu mai amintește autorul, toată lumea s-a obișnuit cu acele versuri făcute de nemuritoare în cenaclul, uh, în Flacăra pe vremuri. Dar, cum spuneam, doar două evenimente au avut legătură cele două, tocmai de aceea le am prezentat, pentru că s-au pus în manifestările dedicate zilelor Magheru, zilelor Gheorghe Magheru, de la a cărui moarte s-au uh, întâmplat în acest an, uh, s-au împlinit în luna martie 135 de ani. Săptămânalul Vertical vă oferă un material mai larg pe această temă și cu susținere istorică nu pierdeți ziarul pentru că aveți ce să găsiți în paginile sale. Promiteam învățământ, deci cultură și nu putea să lisească și nici sportul din două motive. În primul rând că este luni, și totdeauna lunea sunt subiecte sportive, dar în același timp avem un motiv de mândrie cu siguranță. Gândiți-vă că energia de la noi, echipa de basket, a reușit să termine pe locul 3, a câștigat finala mică, a reușit să termine pe locul 3 în Europa la competiția la care a participat. Atenție! o echipă care a participat în premiera la această competiție și a ajuns pe locul 3 în Europa. Și să știți că nu cu un buget foarte mare, ba, ba din contră, banii nu sunt foarte mulți la Târgu s-a putut face performanță. Dar domnul, ca măcar bugetul, de care au beneficiat anul trecut să fie asigurat și în acest an pentru că știți perspectivele nu foarte roze în privința sportului din Gorj, datorită problemelor pe care le are CEO. de a domnul spuneam să se mențină susținerea uh, acestor uh, acestui uh, complex industrial față de sport, față de basket ambal și bineînțeles fotbal. Fotbalul ca de obicei ne a oferit o nouă surpriză neplăcută. Echipa lui Edi Ordonescu n-a reușit să facă surpriza la uh, meciul de la Târgu Mureș, unde a întâlnit uh, echipa de pe locul 2. Uh, a reușit totuși o primă repriză, s-a început practic de la 1 la 0 pentru Târgu Mureș și o prestație foarte proastă a apărării gorjene am avut șansă, am jucat bine în prima repriză, am reușit chiar să dăm gol, să egalăm înainte de pauză și păreau că lucrurile să meargă bine. În repriza a doua a urmat un gol al lui care l-a ridicolizat pe Gliva, din acel moment s-a rupt filmul și credeți-mă, dacă Asia Târgu -Muneș ar fi bătut cu 4-5-1, nimeni nu s-ar fi mirat dar n-a vrut să intre mingea în poartă până la urmă uh, la ocazii, deci au fost uh, ocazii chiar de, cu două bare în aceeași fază, deci mingea a lovit ambele bare și a ieșit, n a intrat în poartă, sau prestații sau parade ale portarului, deci cu siguranță meciul s-ar fi putut termina ca un dezastru. În aceste condiții, uh, poate prestația din Cupa Ligii ne va salva, adică să venim și cu un trofeu la Târgu Jiu, dar semnele nu sunt foarte, foarte bune. Acum stăm și ne gândim unde e valoarea echipă, echipei, ce se greșește la Târgu Jiu. Că echipa are momente și iată că a bătut pe steaua la Târgu Jiu, bine că acum a bătut și oțelul la București chiar, deci nu e o mare realizare să zicem așa, dar ceva, ceva nu se leagă. Echipa are oscilații fantastice de formă, ajunge la un moment dat să joace bine, să facă un rezultat și apoi se prăbușește. E nevoie de psiholog, e nevoie de un alt antrenor, că de alți jucători e mai greu să scăpăm și să aducem alții, dar cred că la Târgușiu ar ca trebui, după ce ne salvăm de la retrogradare, să încercăm să mai umblăm la echipă și cred că ar fi normal acum să umblăm în primul rând la apărare. Deci, deci vreau să vă spun că nici în curtea școlii nu se puteau lua asemenea, asemenea goluri și mai ales norocul care a dat Mureșu. Deci treceau prin apărarea gorjeană ca prin, ca prin brânză. Deci reacții întârziate, uh, respingeri greșite, uh, n-au știut să, domi, să reziste presiunii. În fi, și în condițiile în care, atenție, pandurii nu aveau nicio miză, că până la urmă, chiar dacă la retrogradare nu eram în risc iminent, n-aveam decât șansa să facem un rezultat bun. Deci nu era presiune pe jucătorii de la Târgu Jiu. Cu toate acestea, am făcut-o de oaie și la Târgu Mureș, iar meciul cu Clujul, sunt două lucruri care au apărut. Mă întreb și eu, le reproduc și anume, s-a spus că la Târgu Jiu pandurii s-au dat la o parte din fața Clujului să ia cele trei puncte care le trebuia, în condiții în care ei trebuiau să le dea cu steaua. M-am uitat și eu la meciul steaua cu Clujul de la Cluj, nu mi s-a părut nimic suspect, e adevărat că Clujul n-a jucat nimic, dar nici n-are jucători. Dacă noi la jucătorii cu nume de la pandurii, pentru că avem și cu nume Joacă uh, oscilant ba din contră, de multe ori efectiv parcă n-ar mai ști să dea minge, nu fac nimic. Ce să mai vorbim de ceilalți. Deci nu cred în teoria aceasta a sabotării, deci vezi, Doamne, dai punctele colo ca să le ia dincolo, dar cine? Cine mai știe în ziua de astăzi ce mai e cu sportul nostru și cu fotbalul, mai ales. Cu siguranță, însă, ceva nu e în regulă și trebuie să se rezolve la Pandurii până nu retrogradăm. Că bani ne gândim, știți cum e, o săptămână ne gândim la cupele europene și în săptămâna altă ne gândim că o să nu retrogradăm. ăsta e pandurii din acest an. Mulțumesc, spun colegii din regie că e gata, e gata. Mulțumesc pentru atenție, ne întâlnim și mâine seară la aceeași oră. La revedere!